Deschidem acum cuvântul Domnului la Exod, capitolul 24. Și voi citi cuvântul începând cu versetul 1, concluzând în versetul 8. Exod 24, de la 1 la 8. Să ascultăm acest pasaj biblic. Dumnezeu a zis lui Moise: suie-te la Domnul, tu și Aron, Nadab și Abihu și 70 de bătrâni ai lui Israel, și să vă închinați de departe, aruncându-vă cu fața la pământ. Numai Moise să se apropie de Domnul, ceilalți să nu se apropie și poporul să nu se suie cu el. Moise a venit și a spus poporului toate cuvintele Domnului și toate legile. Tot poporul a răspuns într-un glas: vom face tot ce a zis Domnul. Moise a scris toate cuvintele Domnului. Apoi s-a sculat dis de dimineață, a zidit un altar la poalele muntelui și a ridicat 12 pietre pentru cele 12 seminții ale lui Israel. A trimis pe niște tineri dintre copiii lui Israel să aducă Domnului arder de tot și să junghe tauri ca jertfe de mulțumire. Moise a luat jumătate din sânge și l-a pus în străchin, iar cealaltă jumătate a stropit-o pe altar. A luat cartea legământului și a citit-o în fața poporului. Ei au zis: vom face și vom asculta tot ce a zis Domnul. Moise a luat sângele și a stropit poporul zicând: iată sângele legământului pe care l-a făcut Domnul cu voi pe temeiul tuturor acestor cuvinte. Amin. Iubiți frați și surori, doamnelor și domnilor, prin bunăvoința lui Dumnezeu, iată-ne că suntem în viață și ni se oferă din nou, la jumătatea acestui an 2010, să stăm în fața Domnului, să stăm împreună în casa Domnului, să stăm în fața cuvântului Său cel Sfânt și să stăm la masa Domnului. Cuvântul pe care l-am citit este un cuvânt care s-a împlinit exact după descrierea pe care o avem și am citit-o, dar în același timp, după explicația din Evrei, capitolul 10, cu versetul 1, cuvântul este o profeție, este umbra bunurilor viitoare. Un cuvânt care ilustrează ce avea să se întâmple mai târziu. Dacă vă uitați cu mine în versetul 8, unde Moise face această afirmație despre sânge, partea a doua: iată sângele legământului. Afirmația aceasta este aproape similară cu ceea ce Ioan Botezătorul spunea în Evanghelie după Ioan, capitolul 1, cu versetul 29: iată mielul lui Dumnezeu care ridică păcatele lumii. Și când vorbește despre sânge, Moise spune: acesta este legământul. Legământul între Dumnezeu și voi. Întotdeauna, un legământ presupune două persoane, două părți, două popoare sau Dumnezeu și o persoană, Dumnezeu și o familie, Dumnezeu și un popor. Și în legământ sunt clauze. Este o clauză pe care trebuie să o respecte o parte și este o clauză pe care trebuie să o respecte cealaltă parte. În cazul de față, este o clauză, o obligație, dacă vreți, pe care o are Israel față de Dumnezeu și este, pe de altă parte, o obligație pe care și-o impune Dumnezeu față de Israel. De exemplu, în Exod, capitolul 12, când Israel este învățat să aducă jertfă mielul de Paște, vorbind despre sângele cu care trebuia făcută stropirea pentru salvarea lui Israel, acolo se vede clar condițiile legământului între Dumnezeu și Israel
între Dumnezeu și noi, pentru că și noi avem un legământ prin sângele Domnului Iisus Hristos. Exod 12 cu 13, partea 1. Sângele vă va sluji ca semn. Sângele vă va sluji ca semn. Adică Dumnezeu vrea să spună, voi să ascultați. Tăiați mielul și ungeți ușorii ușii. Aceasta este partea voastră. Apoi Exod 12 cu 13, partea a doua versetului spune, eu voi vedea sângele, așa că nu vă va atinge nicio urgie. Deci iată clauzele. Voi ascultați, intrați sub sânge, iar eu dacă văd sânge, vă promit că vă protejez. Nu vă atinge nimic. Așa se întâmplă cu noi și în legătura noastră cu Domnul nostru Iisus Hristos. El este mielul lui Dumnezeu. Sângele care s-a scurs pe Golgota, s-a scurs pentru tine și pentru mine, pentru cei ce vor să creadă în Domnul Iisus Hristos, pentru cei ce vor să intre în legământ cu Dumnezeu și pentru cei ce vor să beneficieze de acest legământ. Noi trebuie să stăm sub sânge, acesta va fi semnul. Iar Dumnezeu își asumă obligația să ne ocrotească, să-și pună mâinile peste noi, să fie de partea noastră, să fie apărătorul nostru. În această dimineață, în această zi, pentru dumneavoastră cei de la internet, aș vrea să vin în fața dumneavoastră tuturor cu un mesaj pe care l-am intitulat Sângele Legământului. Sângele Legământului. Iisus spunea despre jertfa Lui, este sângele legământului celui nou. Dar hai să vedem în primul rând când s-a scurs sângele legământului și când acest sânge are efect peste tine și peste mine. Pentru că în această zi, când vrem să ne apropiem de masa Domnului, poate cu inima frântă, poate cu inima îndurerată, ori poate cu conștiința încărcată, n-ai putut să-ți descarci sufletul în timpul rugăciunii, cum vei sta în fața lui Dumnezeu, cum vei intra sub acest sânge. Ca să beneficiezi și să știi cum a scurs sângele pentru tine și pentru mine, ca să faci parte din legământul prin care Dumnezeu vrea să-ți facă bine, să te ierte, să te pună la masa Lui și să te încarci cu viață. Primul lucru care a trebuit să se facă este ascultare de Domnul. Ascultare de Domnul. Uitați-vă în versetul 1. Dumnezeu a zis lui Moise, suie-te la Domnul, tu și Aron, Nadab și Abihu și 70 de bărbați ai lui Israel și să vă închinați de departe aruncându-vă cu fața la pământ. Nu poți să beneficiezi de puterea acestui sânge dacă nu asculți prima dată. Și este nevoie de ascultare. Ascultare individuală, Moise trebuie să asculte. Ascultare colectivă, plus cei 70 de bătrâni. O ascultare în unitate, tu și Aron și 70 de bătrâni. Și ascultarea aceasta trebuie să se vadă din partea ta și din partea mea în închinare și trebuie să se vadă într-un proces de urcare. Noi nu suntem în coborâre, în cădere liberă. Noi suntem în urcare pe muntele lui Dumnezeu. Și ascultarea noastră trebuie să ne ducă pe acest munte. Dacă vrei să intri sub jurisdicția legământului pe care Dumnezeu l-a făcut cu poporul său, să fim acoperiți în sângele Domnului Iisus Hristos, trebuie ascultare. Al doilea lucru, trebuiește revelarea cuvântului. Versetul 4. Moise a scris toate cuvintele Domnului. Nimic din ce ne cere Dumnezeu nu trebuiește lăsat la o parte. Deseori am menționat în această biserică, deseori am menționat în vorbirile mele de-a lungul lumii, prin bisericile Domnului și împărtășia cu frații, este în tendința fiecărui om, în tendința mea și în tendința ta, este în tendința firii pământești, să avem o ascultare selectivă, inclusiv în cuvântul lui Dumnezeu. Și ca să înțelegeți ce vă spun, fiți atenți la întrebarea pe care vă adresez. Câți dintre dumneavoastră v-ați bucura sincer, câți, să se împlinească cuvântul Domnului cu vindecare de vină, atunci când sunteți bolnavi, poate în criza cea mai mare, Dumnezeu să vă vindece? Câți credeți lucrul acesta și doriți lucrul acesta? Mână în sus, să vedem. Ok? Dar acum,
Întrebarea numărul 2. Câți dintre dumneavoastră vă place să auziți să vi se spună în biserică de zeciuială? Ok. Sunt puține mâinile, ați văzut? Că dacă spui lucrul acesta, zice, oamenilor le place să vorbească de bani. Nu, ascultarea noastră este o ascultare selectivă. Ascultăm ce ne place. Dar ca să beneficiezi de puterea sângelui Domnului Iisus Hristos, trebuie să te supui la toată revelația cuvântului și dumneavoastră sunteți martori. Dumneavoastră sunteți martori. Moise a ascultat în totul de cuvântul Domnului. Așa a putut să intre sub jurisdicția acestui legământ. Legământul nostru este mai mare decât legământul lui Israel, pentru că legământul nostru este cu Fiul lui Dumnezeu. Și acest Fiul de Dumnezeu ne cere să ascultăm, să lucrăm în unitate, să urcăm pe munte, ne cere să ascultăm de revelația cuvântului. Că de, uitați-vă și în Noul Testament, 1 Corinteni 11:23, vorbind despre același lucru. Cuvântul Domnului spune, am primit de la Domnul ce v-am învățat. Deci revelația noastră este din aceeași sursă, de la Domnul Dumnezeu. Apoi, scurge acestui sânge pentru ca legământul să fie valabil pentru tine și pentru mine, are și o a treia dimensiune. Presupune zidirea altarului. Versetul 4, partea a doua. Cuvântul Domnului spune, apoi s-a sculat dis de dimineață, a zidit altarul la poala muntelui. Legământul nostru cu Domnul l-a costat pe Domnul. Pe Israel l-a costat un miel, miel de fiecare casă. Însă legământul de binecuvântare pentru tine și pentru mine l-a costat pe Domnul propria viață. El este mielul lui Dumnezeu. El a trebuit să moară în locul meu și să moară în locul tău. N-a trebuit să cumpărăm noi un miel, ci a venit el mielul lui Dumnezeu. Frați și surori, doamnelor și domnilor, noi avem parte de un legământ mai mare și în acest legământ mai mare, ca să putem să ne modelăm mintea, să ne modelăm voința, să ne modelăm inima, să putem să participăm la masa Domnului, să putem să beneficiem de binecuvântările înscrise în acest legământ pe care Dumnezeu l-a făcut cu noi, de a fi Dumnezeul nostru, iar noi copiii Lui, ne trebuiește fiecăruia dintre noi să ne rezidim altarul. Ce însemnează aceasta? Însemnează să ne întoarcem la o viață simplă de rugăciune, înseamnă să ne întoarcem simplu la o viață de post înaintea lui Dumnezeu, înseamnă să ne întoarcem simplu la o viață de sacrificiu pentru Dumnezeul nostru. Avem o cântare care spune, în cer pe flori nu poți fi dus când alții s-au luptat. Unii chiar au murit pentru Domnul. Și cred că în aceste zile din urmă, în această perioadă de timp, în aceste vremuri de criză pentru societatea contemporană, vremuri de criză pentru biserici, vremuri de criză pentru biserică, vremuri de criză pentru familii, vremuri de criză pentru credincioși individual, frați și surori, doamnelor și domnilor, puterea sângelui Domnului nostru Iisus Hristos va fi revărsată cu eficacitate peste noi dacă știm să ne smerim înaintea Lui, dacă știm să rezidim altarul casei, altarul bisericii, altarul familiei. Ne trebuiește rugăciune. Amin? Avem marți rugăciune. Ne trebuiește post. Trebuiește să mai... Nu mi-o luați în nume de rău să... Știți că nu-mi place să fiu populismul, dar trebuie să mai renunțăm la Coca-Cola și la Pepsi și la durerile de cap și trebuie să ne smerim înaintea lui Dumnezeu cu rugăciune și post, dacă vrem să beneficiem de îndurarea Domnului și de binecuvântările Lui. În al doilea rând, care este semnificația sângelui pe care Domnul l-a pus între El și noi ca să facă legământ cu noi? Semnificația sângelui este întreită. Primul, prin sânge se acoperă păcatul. Se acoperă păcatul. Așa era izbăvit Israel. Lui Moise i-a cerut să-l învețe pe Aron și Moise personal, pentru că era levit, putea să facă lucrul acesta, să jertfească taur, să jertfească miei, să facă stropirea poporului, cu care scop să ierte păcatul. Odată pe an avea o sărbătoare specială, sărbătoarea ispășirii. Marele preot trebuia să facă stropirea pentru întreg Israelul.
Hristos, paștele noastre, a fost jertfit. Mântuitorul nostru Iisus Hristos și-a dat viața. Sângele lui s-a scurs nu ca să se uite lumea și să zică a mai murit cineva, ci sângele lui s-a scurs ca să ierte păcatele noastre. În această dimineață, când stai cu, poate cu inima și cu mintea confuză, oare ce se întâmplă cu mine, oare ce se întâmplă cu familia mea, oare ce se întâmplă cu Biserica Emanuel, oare ce se întâmplă cu casa mea, aș vrea să spun ce se întâmplă. Stai sub acoperirea lui Dumnezeu și vei vedea izbăvirea lui Dumnezeu. Dacă mintea ta este frământată, dacă ai fost întinat în conștiința ta, dacă faptele tale sunt fapte care te condamnă, dacă gândirea ta este o gândire care te condamnă, dacă planurile tale au fost planuri care știi că sunt împotriva lui Dumnezeu și ți-ai încărcat mintea cu vinovăție, sângele Domnului nostru Iisus Hristos ne curățește de orice păcat. Aceasta este semnificația sângelui. Stai sub acest legământ și vei beneficia de iertarea lui Dumnezeu. Nu numai păcat. Semnificația lui este substituție, substituire. Ca pot să pot să fiu iertat și ca să putem să fim iertați, ca tu să poți să fii iertat, casa ta să poată să fie iertată, a trebuit ca cineva să sufere. Și cine a suferit? Fiul lui Dumnezeu. În cazul lui Israel, un miele era jertfit. Era ușor pentru Israel, într-un fel de a vorbi, să jertfești un miel și sângele mielului acelea să spele păcatele tale dacă făceai cu credință lucrarea aceasta, bineînțeles, pentru că dacă devenea numai un ritual, nu ajuta la nimic. Dar Israel făcea cu credință, știa. Vă aduc aminte cuvintele Sfântului, probabil Apostol Pavel, că nu se știe cine a scris epistola către evrei, când spune în Evrei 9:24, și fără vărsare de sânge este cu neputință ca să fim mântuiți. Este cu neputință. Dar această vărsare de sânge a fost făcută din partea mielului lui Dumnezeu. El s-a substituit în locul nostru. El s-a substituit în locul nostru, a murit în locul nostru pentru ca noi să trăim. Dar vă aduc aminte un lucru din vechime care trebuie să ne vorbească, să-ți vorbească în această dimineață, să vă vorbească în această zi tuturor celor ce vă închinați împreună cu noi și prin internet sau alte mijloace electronice. Vă aduceți aminte că Adam și Eva au avut un fiu, l-a chemat Abel. Abel. Prin Abel trebuia să meargă spița de neamuri până la Mântuitorul Iisus Hristos și până la mântuire, prin Abel. Abel a fost un om neprihănit, dar Abel a fost omorât. Cuvântul Domnului spune însă că Adam și Eva au avut un alt copil și au pus numele, ia să vedem dacă vă aduceți aminte, cum? Set. Set. Care însemnează înlocuire. Pentru că au zis, Dumnezeu l-a înlocuit pe Abel cu Set, așa că nu se încheie linia noastră aici. Vom merge mai departe. Ce vreau să spun este următorul lucru. Dumnezeu s-a substituit pentru tine și pentru mine prin Fiul Său Iisus Hristos pentru ca noi să avem viață. Dar aș vrea să mergi puțin mai departe de lucrul acesta. Dacă eu și cu tine, pentru care a fost substituit în locul nostru Fiul lui Dumnezeu, adică El s-a pus în locul nostru să ne substituie pe noi, aș vrea să-ți spun următorul adevăr. Într-o zi, necredința mea sau necredința ta, nepocăința mea sau nepocăința ta, neascultarea mea sau neascultarea ta, va face ca Dumnezeu să mă substituie cu un altul, să te substituie cu un altul. Dar de ce n-aș sta în linia lui Dumnezeu? De ce n-aș sta în planul lui Dumnezeu? De ce n-ai rămâne credincios lui Dumnezeu? Eu nu vreau ca altul să-mi ia locul, așa cum spune în Apocalipsa, veghează ce ai ca nimeni să nu-ți ia cununa, păstrează-ți cununa, păstrează-ți credința. Dumnezeu se bucură să ne mântuie, Dumnezeu se bucură să ne ierte, Dumnezeu se bucură să ne ridice, Dumnezeu se bucură să ne binecuvânteze, Dumnezeu se bucură să stea cu noi la masă în dimineața aceasta. Și ca să putem să stăm la masă, Iisus s-a pus în locul nostru. Și pe de altă parte, sângele acesta înseamnă pe lângă păcat, substituție, salvare, izbăvire, mântuire. Mântuire. În al treilea rând, ce trebuie stropit cu sânge? Ce trebuie stropit cu sânge? Ce trebuie acoperit în acest legământ? Pentru că nu uitați, la cina Domnului, în relația noastră cu Dumnezeu, Iisus Hristos a spus, este sângele legământului celui nou. Noi suntem în legământ cu Domnul, în contract cu Dumnezeu, în care noi avem obligații și Dumnezeu are obligații. Ce trebuie să fie făcut? Primul lucru pe care l-a făcut Moise, a stropit cu sânge altarul.
Uitați-vă în versetul 6. Moise a luat jumătate din sânge și l-a pus în străchini, iar cealaltă jumătate a stropit pe altar. Care este cheia? Cheia este următoarea. Orice am face noi, dacă nu stă sub acoperirea jertfei Domnului Iisus Hristos, nu are nicio valoare. Filipeni 3:17-23, cuvântul Domnului spune și este limpede. Orice faceți, cu cuvântul sau cu fapta, să faceți cum? Ca pentru Domnul, nu ca pentru oameni. Frații mei, dacă vorbirea mea, dacă rugăciunea mea, dacă dărnicia mea, dacă cântarea mea, dacă venirea mea la casa Domnului, dacă umblarea mea, dacă faptele mele sunt pentru mine, sunt pentru oameni, sunt să fiu văzut, să-mi fac un nume, să fim văzuți, să ne facem un nume, să facem ca și fariseii de ochii oamenilor, lucrurile acestea ne condamnă într-o zi. De aceea orice facem înainte ca să facem, este bine să ne rugăm Domnului: Doamne, stropește altarul, jertfa mea. Vreau să cânt pentru Tine, sfințește-mi cântarea. Vreau să mă rog în numele Tău, sfințește-mi rugăciunea. Vreau să stau la masă în numele Tău, sfințește-mi viața. Vreau să vorbesc cu fratele și sora aceasta, sfințește-mi mintea, Doamne, și atitudinea. Nu să-i spun una cu buzele și în minte să am cuțit să junghi. Doamne, sfințește-mă. Întâi altarul, întâi jertfa, întâi ce faci pentru Domnul. Apoi, poporul. Versetul 8. Moise a luat sângele și a stropit poporul, zicând: iată sângele legământului. Jertfa, apoi lucrarea noastră la oaltă, poporul, unitatea lui. Dumnezeul nostru este prezent în mijlocul nostru în această dimineață. Să facă stropire peste Biserica Emanuel, să facă stropire peste casa ta sau acolo unde te închin. Poate ascultați mesajul acesta, că sunt multe locuri unde mesajele se ascultă în grup. Se adună frații pentru că nu au cine să le vestească Evanghelia și stau în fața computerului să închină Domnul împreună cu noi. Dumnezeu vă poate sfinți acolo unde vă găsiți și Dumnezeu să vă sfințească. Stropirea Lui este peste voi, stropirea Domnului a sângelui este peste noi, să putem să stăm la masă. Domnul se bucură de un popor sfânt. Domnul nu se bucură de un popor firesc. Dumnezeu Tatăl, Dumnezeu Iisus, Dumnezeu Duhul Sfânt, dacă vrei să vorbesc omenește, așa cum vorbește Domnul lui Israel, zice: mă doare inima pentru tine, Efraime, mă doare inima pentru tine, Israele, mi se zbate inima în mine pentru tine, Iudo, mi se zbate inima în mine pentru tine, copil al Domnului. Dumnezeu are inima tristă când poporul Domnului nu stă împreună, când poporul Domnului nu este ascultător, când poporul Domnului nu are gânduri de pace, când poporul Domnului nu lucrează în unitate. De aceea, în această dimineață, rugăciunea mea și a ta trebuie să fie o rugăciune prin care să spunem: Doamne, ai milă de Biserica Emanuel. Fă stropire în Biserica Emanuel, Doamne. Vrem să stăm ca unul înaintea Ta. Moise s-a dus cu Aron, cu Nadab, cu Abihu, cu 70 de bătrâni și au stat în unitate înaintea lui Dumnezeu. Noi suntem mai mulți în fața lui Dumnezeu. Doamne, fă stropire peste locul acesta. Pentru că uitați ce înseamnă această stropire a Lui. Înseamnă răscumpărare, înseamnă reconciliere și înseamnă obligație. Versetul 7, cuvântul Domnului spune: ei au zis, vom face și vom asculta tot ce a zis Domnul. Așa trebuie să spunem și noi: tot ce a zis Domnul. Sunt păstorul dumneavoastră, sunt păstorul lucrarea lui Dumnezeu și vreau să vă spun ceva și o să fiți șocați să auziți: nu-mi place tot ce spune Domnul. Firii mele, pământești, nu-i place. Nu-i place. Pocăința nu este simplă. Nu-mi place să renunț la mine. Nu-mi place să mă sacrific de fiecare dată. Nu-mi place să promit un lucru la familie și să nu mă pot ține de promisiune că trebuie să fug în altă parte pentru altcineva. Dar o fac cu bucurie pentru că o fac pentru Domnul. Firii pământești nu-i place. Și să nu-mi spui că-ți place totul.
Să nu-mi spui că îți place totul. Când auzi cuvântul Domnului și te taie la inimă, imediat zici, asta e pentru mine. Când auzi cuvântul Domnului și este un lucru care nu-ți convine din cuvântul Lui Dumnezeu, spui, asta nu trebuia să o predice. Când auzi cuvântul Domnului și te cheamă să-ți pui viața în rânduială cu Dumnezeu, nu trebuia să ne spună lucrul acesta. Nu ne place, pentru că la firea pământească nu-i place, reacționează. Dar frați și surori, doamnelor și domnilor, lui Dumnezeu trebuie să-i placă de noi. Și ca să-i placă de noi, trebuie să ne placă de legea Lui. Vom face tot ce a zis Domnul, tot ce cere Domnul. Și dacă cooperăm cu Domnul, dacă lucrăm cu Domnul, așa cum zice Sfânta Scriptură, atunci poruncile Lui nu sunt grele, nu sunt dificil de împlinit și poruncile Lui nu sunt să ne distrugă. Poruncile Lui și cuvântul Lui sunt acolo ca să ne dea viață. Iisus Hristos a făcut un legământ cu noi, un legământ prin sânge. N-a mai luat un miel Dumnezeu Tatăl, ci a trimis pe Fiul Său, Iisus Hristos. A venit profetul Ioan Botezătorul și a spus, iată mielul lui Dumnezeu. Așa cum Moise a spus, iată sângele legământului, iată mielul lui Dumnezeu care ridică păcatele lumii. Îi mulțumesc lui Dumnezeu că acest miel sfânt, Iisus Hristos, stă cu noi la masă în această dimineață. Aș vrea să-ți pui încredere în El. Aș vrea să te deschizi înaintea Lui și te invit, fă-o cu bucurie, pentru că sângele Lui și astăzi curățește de orice păcat. Apoi roagă-te Domnului și spune, Doamne, sfințește altarul meu, tot ce lucrez pentru Tine, toată jertfa mea, dar sfințește-mi și casa, sfințește-mi și viața, trupul, sufletul și duhul, mintea și atitudinea, gândirea și voința mea, Dumnezeule, pentru că nu vreau să fiu selectiv, vreau să pot să spun și eu ca Israel odinioară, vom asculta de toată legea Domnului. Și când asculți de toată legea lui Dumnezeu, toată îndurarea Lui coboară peste tine. Toată îndurarea Lui coboară peste tine, nu jumătăți de măsură. Dar dacă noi dăm jumătăți de măsură lui Dumnezeu, așa culegem și binecuvântările. Sau ni se opresc de-a binelea, pentru că Domnul are de lungă răbdare o dată, de două ori, de zece ori cu noi. Dar după aceea își poate trage mâna. Însă dacă ascultăm de Dumnezeu, El este acela care va lupta pentru tine, va lupta pentru mine, va lupta pentru casa mea, va lupta pentru casa ta, va lupta pentru biserica sa, pentru că ne iubește, mărit să fie numele Lui. Să arătăm și noi că-L iubim, stând în acest legământ, achitându-ne de obligația noastră din legământ, pentru că Domnul este credincios să se achite de a Lui. Fie ca îndurarea Domnului în legământul pe care L-a făcut cu noi în sângele Său, să fie pentru fiecare din cei ce au ascultat cuvântul în această dimineață o pricină de bucurie și de biruință pentru a putea sta la masa Lui. Amin.